Doina. Bună seara. Bună seara. Dacă ne referim la declarațiile doamnei Raluca Turcan, nu putem decât să le caracterizăm drept irresponsabile, pentru că în calitatea dânsei, care a gestionat destinele pensionarilor, nu ar fi trebuit să ajungem niciodată în această situație. Dar văzând datele care au fost date publicității prin diverse surse, am văzut că este în discuție o diferență din prevederile bugetare, pentru că aici discutăm de prevederi în buget. Știut fiind faptul că legea finanțelor publice nu-ți permite să cheltuiești mai mult decât ai prevăzut ca și sume pe fiecare tip de cheltuială. De aproape 600 de milioane, care înseamnă mai puțin de 10% din ceea ce reprezintă cheltuiala cu pensiile pentru o lună. Acest lucru, pe departe, să pună în pericol plata pensiilor, pentru că pensiile încep să fie plătite prin poștă, începând cu data de 1, dar 1 decembrie este zi nelucrătoare, deci prima zi în care pensionarii își așteaptă pensiile este data de 2 decembrie. Dacă discutăm doar de o diferență de 600 de milioane, aceasta poate fi corectată prin rectificare până în data de 12, când se fac plățile pensiilor prin intermediul băncilor. Bun, Doina, ca să nici nu mai merg cu emisiunea mai departe, în opinia ta, ani de zile ai condus Casa Națională de Pensii. Există vreo pericol în a întârzia taman în luna decembrie? Nu există. Cu atât mai mult cu cât toate forțele și politice și administrative cunosc imperativul plății pensiilor. Iar eu cred că, slavă Domnului, persoanele din eșaloanele 2 și 3 din Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii stăpânesc destul de bine procedurile astfel încât să asigure toate resursele așa încât plata pensiilor să nu fie pusă în întârziere. Doamna Raluca Turcan face confuzie și în ceea ce privește pensiile care se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat și acele indemnizații care multe dintre ele se plătesc tot prin intermediul caselor de pensii, dar care se plătesc din bugetul de stat. Deci e o diferență de bugetare și de asigurare a finanțării. Doina Pârcălab, înainte să trec la următorul pas în emisiune, te mai întreb o dată, e foarte important ca cei de acasă să te audă. De cel puțin 3 ani, 4 ani, ești una dintre vocile cele mai autorizate în domeniul pensiilor din România. Oameni buni, atenție la întrebare și la răspuns. Există, Doina, vreo problemă în ceea ce privește pensiile în decembrie care se ducă la întârzieri de plată? Nu există nicio problemă în ceea ce privește plata pensiilor și pensionarii să stea liniștiți și să se gândească la sărbători cu speranța că în luna ianuarie vor primi pensiile majorate. Aceasta ar trebui să fie preocuparea de a-și vedea pensiile majorate în luna ianuarie și pentru cei cu pensiile mici, acea pensie suplimentară care să le asigure suportabilitatea cheltuielilor majorate la energie și la gaze. Mulțumesc. Deci pensionarii să-și facă socoteile pentru cheltuielile de Crăciun plecând de la pensiile pe care le-au încasat și în luna noiembrie. Mulțumesc foarte mult, oameni buni. A fost Doina Pârcălab, fost șef al Casei Naționale de Pensii.